dragii mei! Bine ați venit sau bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi voi face la cuptor conopidă cu carne tocată. Este o rețetă foarte gustoasă, vă asigur de acest lucru, pentru că am mai făcut-o de nu știu câte ori. Vom avea nevoie de aproape 1 kg de conopidă congelată, pe care o vom fierbe puțin. Sunt buchețele exact așa le găsiți în pungile de la Bonduiel. Vom avea nevoie și de 800 de grame de carne tocată mixtă vită cu porc. Puteți să puneți chiar 1 kg dacă aveți. De o ceapă mare galbenă, 4 ouă, 2 bile de mozzarella, cam 400 de grame, fac amândouă. 3-4 linguri mari de bulion concentrat, 2 căței de usturoi, sare și piper. La sfârșit vom pune și puține ierburi de Provence pentru gust pe deasupra, dar haideți să vă arăt exact etapele preparării acestei rețete. Vom pune conopida la fiert maximum 5 minute cu un praf de sare, cam în 2 litri de apă, după care o vom pune, după ce a fiert, o vom pune într-o stricurătoare ca să iasă toată apa din ea. Într-o tigaie în care am pus 2-3 linguri de ulei de măsline, vom pune ceapa tăiată mărunt la călit cu cei 2 căței de usturoi și cu carnea tocată. Procedăm exact ca la musacaua clasică. Carnea tocată trebuie să o rumenim puțin. Am uitat să vă spun că mozzarella pe care o voi folosi este light, nu are aproape deloc grăsime, deci este foarte bună pentru pus pe deasupra acestei musaca. Și vom învârti permanent până când carnea se va schimba la culoare. După care vom adăuga bulionul. A nu se lăsa nesupravegheată pentru că nu dorim să se ardă ceapa sau cărnița. Ca s-a schimbat la culoare, vom adăuga și bulionul. Vom amesteca ușor, după care o vom lăsa să se răcească. Tot acum putem să punem chiar și condimentele, sarea și cu piperul. Le vom lăsa la răcit. Vom unge tăvița cu foarte puțin ulei de măsline. După care vom pune un strat de conopidă, o vom lăsa exact așa cum arată buchețele. Și un strat de carne tocată. Miroase extraordinar de bine a usturoi. Așa. Vom pune câteva felii de mozzarella, pur și simplu așa din loc în loc. Și celelalte buchețele de conopidă, jumătate din ele. Pe deasupra vom pune iar
mozzarella. V-am spus că este o mozzarella cu puțină grăsime, mozzarella light. Și vom pune și ouășoarele bătute bine. Și vom da la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute. Vom pune și puține ierburi pentru aromă. Și vom da la cuptor 20-25 de minute până se va omogeniza conopida cu cărnița noastră. Ia uitați ce minunăție a putut să iasă din această conopidă cu cărniță tocată, gratinată la cuptor. Mozzarella s-a topit peste ea, miroase extraordinar de bine și de la ierburile de Provence. Vom tăia o porție ca să vedem exact cum arată. Dacă ați ști ce bine miroase și cât este de bună, nu m-am putut abține să nu iau un buchețel de conopidă să văd exact cum este la gust. Este nemaimovenit de bună, uitați-vă cum s-a întins această mozzarella, îți face poftă numai cât te uiți la ea. Vă recomand această rețetă, este destul de dietetică pentru că are ulei de măsline, conopida care nu îngrașă, carnea tocată puteți să o undiți foarte, foarte puțin, câteva minute, numai cât să-i schimbați culoarea. Nu are ce să fie rău, puteți înlocui această conopidă cu cartoful pentru că este mult mai sănătoasă. Vă doresc poftă bună, dragii mei!